cine e responsabil, dar nu la modul negativ? Cum e posibil că rar se întâmplă în fotbal sau se întâmplă doar la echipele care sunt în cursă pentru obiectivele mari, ca atunci când un jucător vine după o perioadă pe banca de rezerve, are o formă proastă, când intre să și ajute echipa. Și s-a întâmplat asta și cu Ioniță, s-a întâmplat și cu Emers în spate, s-a întâmplat și cu Papo acum. Adică nu sunt foarte multe echipe care sunt capabile să aibă treaba asta în decursul unui sezon. Jucători care vin de pe banca de rezerve, când intră, chiar să vină cu ceva, ceea ce contează foarte mult. Repet, cred că avem un lot. Așa cum am spus, ne-am făcut și alții au bine temele și avem... Da. Nu, avem un lot foarte echilibrat și cred că și alții au lot, dar în sensul că e o diferență destul de mică între titular și rezerve pe multe posturi. Uh-huh. Și cred eu că asta este benefic, e o concurență bună, adică avem în față de anul trecut, cred că avem, 18-20 de jucători care sunt toți cam pe la același nivel. Normal contează de forma fiecărui jucător, dar vedeți, Petrila a jucat foarte, foarte bine, acum a intrat Papea, a jucat bine. Și acum a zis, a jucat Borja Vale, da, care și el a jucat foarte bine, a intrat Ionită, a și el bine. Dacă vă uitați, sunt jucători care sunt la același nivel și normal contează foarte mult în ce formă sunt și câteodată mai ești și din formă și intră altcineva sau, da, sau poți să fii într-o formă foarte bună. Cârjan pare totuși ieșit un pic din calcule în momentul ăsta, deși începuse cu el titular rapid. Am mai spus asta, m-am mai fost întrebator. Ce jucător este și titular și când nu are o formă bună, normal, tocmai de asta avem un lot atât de mare. Da. Avea șansele lui și dacă vrea să redevină titular, în momentul în care încă trebuie să demonstreze că merită să fie în primii 11 și nu numai Cârjan, jucător care în momentul de față nu e titular. De atâta ce aș putea spune. Cine v-a plăcut mult aseară dintre jucători? Ok, o să-mi spuneți acum echipa, a jucat foarte bine toată echipa, dar probabil că ați avut pe cineva care v-a plăcut mult aseară. Papel mi-a plăcut foarte mult în prima repriză. Uh-huh. Gol, cred că chiar a reușit și a driblat foarte mult, a scos cartona și cam a făcut un meci foarte bun și mi-a plăcut Borja Vale pe tot meci. Mi s-a părut că a jucat foarte bine Borja Vale, mai ales ținând cont că joacă pe o poziție că pentru el, cred că a făcut un meci foarte, foarte bun. Vi s-a părut că a fost o intrare de roșu asupra lui Papo în prima repriză? S-a discutat destul de puțin în contextul în care Rapid a câștigat meciul. Dacă probabil rezultatul ar fi fost altfel, s-ar fi discutat mai mult despre faza și despre importanța fazei aceleia. Nu vreau să comentez arbitrajul. Mi s-a părut o intrare la limită, de portocaliu spre roșu, dar așa, nu suntem genul care să comentăm aceste faze. Arbitrajul cred eu că a fost unul foarte bun, chiar toată brigada a arbitrat foarte bine și cred eu că era probabil că a luat în considerare că ar dezechilibra un derby să, nu știu, da, nu și minutul 19. Dar sunt convins că dacă erau cei de la Steaua că data trecută ieșeam acum prin toate ziarele și ziceam cum am fost, am văzut că și acum am comentat la golul anulat, dar asta e.